Astra și Universitatea Craiova au făcut spectacol, dar n-au reușit decât o remiză care nu mulțumește pe nimeni. Patronul Ioan Niculae visează la Europa League, iar ploieștenii s-au grăbit să înscrie în fața oltenilor. Alexandru Stan a scăpat singur cu Silviu Lung Junior, dar portarul Științei a respins în lateral. Apoi Lung a fost iertat și de Popara, care a trimis peste din 6 metri. Nu la fel de îngăduitor a fost Alexandru Pițurcă. Atacantul a profitat de eroarea lui Salif Nogo și a deschis scorul. Astra a egalat din lovitură liberă prin Popara, al cărui șut l-a păcălit pe Silviu Lung. Echipa lui Stoichiță a trecut în avantaj după pauză. Găman l-a faultat în careu pe Fatai, iar Gică Rohat a transformat. Oltenii nu s-au predat însă și Ciuca a punctat pentru 2-2. Mai mult, jucătorii lui Țicleanu au fost la un pas să plece cu toate cele 3 puncte de la Ploiești, dar lovitura de cap a lui Stoianov a trecut peste poartă. Iuliu Mureșan e dezamăgit după startul dezastros de campionat al CFR-ului, după ce clujenii au obținut doar o victorie și 2 remize în primele 5 etape din Liga 1. Cu spatele la zid, la panou și merit, din păcate, meciul de azi a fost chiar un dezastru din punctul meu de vedere și...